De ce fel de personal este nevoie într-o clinică de radioterapie, atunci când vorbim de medici, asistenți medicali și așa mai departe? Radioterapia este un pilon din cei trei ai tratamentului oncologic, pe lângă chirurgie și oncologie. Un centru de radioterapie este o unitate specializată în administrarea tratamentului de radioterapie, tratamentului cu radiații. Personalul este supra-specializat și fiind alcătuit din medici, radioterapeuți, din fizicieni medicali, asistente medicale, tehnicieni și personalul administrativ. Ce fel de pregătire trebuie să aibă personalul medical? Personalul medical, începând de la medici, medicii trebuie să absolvească o facultate de medicină, care durează 6 ani, promovarea examenului de rezidențiat și rezidențiatul care durează 4 ani de zile și promovarea examenului de specialitate. Abia atunci medicul rezident devine medic specialist cu drepturi depline a profesa în această specialitate. Dacă vorbim despre competențele de care are nevoie o persoană pentru a manevra echipamentele de radioterapie, care ar fi aceste competențe? Persoanele care pot manevra echipamentele de radioterapie sunt tehnicienii și fizicienii medicali. Tehnicienii în aplicarea tratamentului zilnic și fizicienii medicali când asigură controlul radioterapiei, dozimetrie, controlul calității, etc. De ce tip de pregătire au nevoie fizicienii pentru a lucra pe un accelerator? Pentru a lucra pe un accelerator, fizicienii medicali au nevoie să absolvească o facultate cu profil tehnic, cum ar fi fizică, chimie, minim un an de zile practică sub tutela unui fizician expert medical și plus diferite cursuri, cum ar fi cursurile de radioprotecție, care se fac odată la 5 ani. Atunci când vorbim de angajații Med Europa, unde s-au pregătit aceștia? Este nevoie de cursuri în țară? Se pot face aceste cursuri și în străinătate, eventual? Angajații Med Europa au făcut cursuri de specializare, traininguri asigurate de providerul nostru tehnic, Elekta, în diferite țări, cum ar fi Germania, centrul Meinheim, în Londra, în Olanda, Amsterdam, și tehnicienii și fizicienii medicali și precum și medicii au în fiecare an minim o dată trebuie să participe la aceste traininguri. Cât de importantă este pregătirea psihologică a angajaților, având în vedere faptul că lucrează cu pacienți cu cancer și de multe ori este vorba despre cazuri terminale? Din păcate, în concepția umană, cancerul este asociat cu o condamnare la moarte. De multe ori pacienții sunt depresivi și lucrând în continuu cu acest pacient este normal ca personalul medical să fie empatic, să aibă o empatie mult mai mare față de alte specialități. Contează foarte mult sprijinul familiei, sprijinul medicului și a celorlalți membrii ai personalului. O vorbă bună, o mângâiere face mult mai mult decât, să spunem, ar face o ședință de radioterapie în concepția lor. Înțeles. În ceea ce privește experiența personală, cum ați ajuns să lucrați la Med Europa Constanța? Am posibilitatea în Med Europa Constanța să promovez din punct de vedere profesional, să mă perfecționez din punct de vedere profesional. Deoarece lucrez cu tehnici moderne de radioterapie, s-a deschis în București, urmează să avem și în Oradea și în regiunea Moldovei centre specializate cu tehnici noi și tehnici moderne, cum ar fi brachiterapia și stereotaxia, și având în vedere că
personalul este tânăr, este altă concepție, altă mentalitate, cazurile sunt discutate în comisiile multidisciplinare, orice caz este discutat, îmi oferă oportunitate de perfecționare profesională. Care sunt formele de pregătire prin care reușiți să oferiți pacienților un act medical responsabil și de ce nu unul de calitate? Prin training-uri, prin cursuri în străinătate, cursuri obligatorii. În fiecare an avem un număr minim de cursuri pe care trebuie să le avem, training-uri, și încercăm în fiecare zi să ne perfecționăm din punct de vedere profesional, din punct de vedere spiritual, empatic, ca să putem să oferim o radioterapie de calitate și un sfat când trebuie.